În această situație, noi, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, venim cu un apel către toată societatea, către toți cetățenii, să ieșim masiv la proteste. Unica posibilitate de a impune această guvernare, de a impune oligarhii să plece, unica posibilitate de a elibera statul capturat este și sunt protestele. Vreau să vă anunț că pe data de 27 septembrie, la orele 14, organizăm o acțiune de protest împreună cu partidul nostru, împreună cu Renata Usatăi, împreună cu alte partide. Această acțiune este începutul sfârșitului oligarhilor de la guvernare. Vreau să vin cu un apel către toți cei care nu sunt indiferenți de viitorul copiilor noștri, de viitorul Republicii Moldova. Haideți să lăsăm într-o parte toate, tot absolut. Tot ce a fost ideologic, lupte și așa mai departe. Noi chemăm lumea la proteste fără drapele de partid. Protestele vor avea loc sub drapelul lui Ștefan cel Mare și sub drapelul oficial al Republicii Moldova. Fără drapele de partid. Pe data de 27 mai multe coloane vor merge prin tot Chișinăul. Pentru ca să ne întâlnim în fața Parlamentului și să începem acțiunile de protest care vor avea loc non-stop.